Echipa Universității 1 decembrie 1918 va reprezenta țara noastră la Jocurile Europene din Croația în perioada 10-27 iulie. Basketbalistele vor reprezenta România la două competiții, basket feminin, respectiv basket 3x3 feminin. Anul acesta, competiția europeană, mai precis Jocurile Europene Universitare, vor avea loc în Croația și în urma câștigării campionatelor naționale, atât la basket 5x5 în sală, cât și a competiției de basket 3x3, vom reprezenta din nou România, sper eu, tot la fel de bine sau mai bine decât anul trecut în elita basketului universitar european. În primul rând, aș dori să profit de ocazie și să felicit întreaga echipă și pe cei doi colegi ai mei care se ocupă de pregătirea acesteia, domnul conferențiar Grigore Constantin și domnul lector Sorin Simon, să le felicit pe fete pentru performanța lor sportivă de până acum. Conducerea universității este extrem de mândră pentru faptul că echipa de basket feminine va reprezenta atât pe noi ca și universitate, cât mai ales România la Jocurile Europene Universitare din Croația. Le dorim acolo mult succes, să se întoarcă cel puțin cu un premiu, la fel ca și anul trecut, dacă nu locul 2, cel puțin locul 1. Considerăm că astfel de evenimente contribuie pe de o parte la creșterea prestigiului universitar al internațional al universității noastre și totodată la promovarea pe partea sportivă a țării noastre la nivel internațional. Basketbalistele vor avea o competiție dificilă pentru că printre participanții la Jocurile Europene vor fi echipe cu istorie și tradiție în basket. În competiția de 3x3 am listele, s-au încheiat înscrierile, sunt 13 echipe din țări în care basketul este, dacă nu o tradiție, pot spune în unele chiar o religie, cum ar fi Turcia, Serbia, Croația, țara gazdă, Lituania, și în competiția de basket 5x5 sunt 16 echipe, așadar va fi o luptă. Sperăm să avem noroc la tragere la sorți și coeficientul de țară ne va clasa undeva pe poziția 3-a a extragerii în grupă, ceea ce nu ne avantajează, dar sperăm să ieșim din grupe onorabil. Prima competiție în 10-18 a 7-a va fi basketul 5x5 și după pauză de 2 zile ne vom muta din Zagreb în Rijeka, unde va începe competiția pe malul mării, competiția de basket 3x3. Cum am spus, nu avem un obiectiv clar, dar am încredere foarte mare în fete și dacă suntem unite și rămânem tot așa foarte unite, o să facem o figură frumoasă. Sper că o să ajungem să ieșim din grupe și de acolo sigur o să ne dăm noi drumul. Din fericire, lotul de basket este complet. Niciuna dintre sportive nu are probleme medicale care să o împiedice să participe la meciuri.